Salutare tuturor, eu mă numesc Vasile, iar astăzi revin cu un nou videoclip. După cum v-ați dat seama, este vorba despre drujba de la Ruris, modelul RM300, o drujbă compactă, practică și utilă. Astăzi voi tăia lemne cu ea de esență tare, ulm, fag, frasin și așa mai departe. Lemne cu un diametru de maxim 10 cm, numai bune pentru a fi băgate în foc după tăiere. În cele ce urmează vom înlocui lanțul vechi cu cel nou. În primul rând vom îndepărta capacul și lama, vom curăța foarte bine zona unde vine montată lama și lanțul. Vom pune lanțul nou pe lamă și vom monta lama împreună cu lanțul pe drujbă. Apoi vom pune capacul la loc. Lanțul pe care l-am achiziționat se găsește în comerț la prețul de 60 de lei. Este un lanț cu 23 de dinți, ce se potrivește exact pe acest model de drujbă cu această lamă de 30 de cm. Întindem puțin lanțul, strângem la loc și acum totul este gata. Ah!
Cam acesta a fost și videoclipul de astăzi în care am utilizat drujba de la Ruris, modelul RM300 de 1,5 cai putere. O drujbă puternică, compactă, este foarte practică și utilă în orice gospodărie.
Puteți vedea și alte clipuri de prezentare pe canalul meu de YouTube, chiar și în momentul în care i-am făcut unboxing, am testat-o și am tăiat diferite lemne de esențe tare, cum ar fi stejar. Astăzi, cu această drujbă, am tăiat lemne de ulm, fag și frasin, cu un diametru de maxim 10 cm, numai bune de pus pe foc, fără a fi crăpate. Înălțimea lemnelor este de 1,6 metri, iar lungimea este de 3 metri. Cam acestea au fost lemnele din această grămadă. Sunt așezate și acum vă puteți să dați seama cam câte lemne au fost. Pentru aceste lemne pe care tocmai le puteți observa, consumul a fost de 1 litru de benzină. Zic eu un consum destul de bun pentru dacă câte îți place lemne ceea ce fac eu, nu uita fost. Să dai un like și să distribui prietenilor tăi. Iar până data viitoare, dacă vrei să fii la curent cu ceea ce postez eu, abonați-vă la canalul meu. Vă mulțumesc și vă urez o zi plăcută!